Horezul poate fi centrul de plecare către mănăstirile din nordul Olteniei. În această zonă, existând cea mai mare densitate de ctitorii domnești, construcții arhitectonice unicat, de mare valoare istorică și culturală, ce pot fi vizitate cu ușurință pornind din acest oraș. Străveche vatră monahală și important centru spiritual al veacurilor trecute, mănăstirea Bistrița, ctitorită în 1490 de frații craiovești, se află la intrarea în cheile Bistriței Vâlcene și are o istorie lungă pe care o veți afla imediat. Alegând acest traseu pe frumoasa vale a Bistriței, vă puteți desfăta cu o zi plină de frumuseți, vizitând cheile, mănăstirea Bistrița, Arnota și schidul Păpușa. La 10 km de Horezu, într-o zonă deosebit de pitorească, la poalele munților Căpățânii, mănăstirea Bistrița cu zidurile sale impozante pare o cetate medievală greu de cucerit. Actualul complex monahal datează din 1855, dar istoria zbuciumată a mănăstirii începe în jurul anului 1490, când Barbu Craiovescu și frații săi ridică primul lăcaș. Numele și l-a luat de la râul pe malul căruia este așezată și care în slavonă înseamnă repede. Document prin care se atestă existența mănăstirii este datat la 16 martie 1494 și este un hrisov prin care Vlad Voievod Călugărul, domnul țării românești, întărește stăpânirea mănăstirii de pe râul Bistrița asupra unui număr de 14 sate și moșii. Ctitoria craioveștilor cu hramul Adormirea Maicii Domnului este distrusă în 1509,
de către Mihnea Vodă cel Rău, domnul țării românești, în urma unui conflict dintre domnitor și familia craioveștilor. Deși făcuse jurăminte că nu le va strica mănăstirea, acesta trage cutunurile în ea, relatează inscripția din anul 1683 de sub clopotniță. Ctitoria craioveștilor nu mai există decât o biserică mică numită Bolniță. Cel mai important monument al ansamblului este bisericuța Bolniță, care datează din secolul XV. Craioveștii au inclus-o în mănăstirea lor și au pictat-o în 1519. Biserica Bolniță, aflată în exteriorul vestic al mănăstirii, a rămas singura amintire a ctitoriilor lui Barbu Craiovescu. Este o biserică modestă, construită din piatră și cărămidă, tencuită simplu, fără ornamente. Pridvorul original, cu stâlpi de lemn, a fost înlocuit în 1710 cu cel actual, realizat pe 8 stâlpi cilindrici din cărămidă. Fără turlă, biserica are înfățișarea unei case țărănești. Reconstrucția mănăstirii a putut fi realizată odată cu îndepărtarea de la tronul țării a lui Mihnea cel Rău și instalarea lui Neagoe Craiovescu, cel care și-a adăugat și numele de Basarab, unul dintre domnii învățați ai țării și care s-a format, se pare, ca grămătic la școala de la Bistrița. Nu se știe prea mult despre această construcție, decât că avea un caracter de fortăreață, iar biserica avea forma unei cruci cu două turle. Dragostea de cultură a domnitorului Neagoe Basarab și atracția lui pentru această mănăstire a făcut în scurt timp din Bistrița un adevărat focar de cultură. Mănăstirea a adăpostit între zidurile sale cea din tâi tiparniță din țara românească adusă de Neagoe Basarab din Serbia și tot aici a existat o însemnată legătorie de cărți. Aici s-a tipărit liturghierul călugărului Macarie din 1508, iar în 1620 Mihail Moxa a scris aici prima cronică universală în limba română. Pe la 1600, după pierderea Transilvaniei, Mihai Viteazul a stat fugar la Bistrița, unde, din solda ostașilor săi, a cumpărat satul Costești, din care o parte a dăruit-o mănăstirii Bistrița. Importante reparații a făcut aici și Constantin Brâncoveanu, în 1683, pentru care Bistrița devenise reședință de vară. Unor cutremure și din lipsa reparațiilor, după 1800, mănăstirea Bistrița devine o ruină. Ceea ce îl face pe domnitorul Gheorghe Bibescu să hotărască demolarea în 1846 a vechilor construcții și ridicarea celor existente și astăzi. Planurile bisericii au fost făcute de arhitecții renumiți, Ioan Schlatter, Scarlat Denis și Iuliu Freiwald, care au dat însă Bistriței aspectul rece și grandios al bisericilor catolice, lipsind-o de atmosfera intimă a mănăstirilor ortodoxe, nemai păstrând nimic din ceea ce a fost odată. Lucrările au fost terminate de Barbu Știrbei în 1855 și sfințirea a avut loc de hramul bisericii Adormirea Maicii Domnului, iar Bistrița avea să devină din nou reședință de vară a domnitorului. Aripa dinspre sud, cu intrarea principală, cuprindea apartamentele spațioase cu dormitor, saloane și sală de reședințe a domnului. Aripa dinspre nord avea la etaj apartamentele doamnei.
La parter erau rezervate locuințele pentru călugări. Amândouă aripile erau unite cu un alt corp spre vest, unde se aflau clădirile personalului de serviciu, bucătării și magazii. Partea dinspre est nu era închisă. Același foișor de astăzi oferea o priveliște frumoasă către apele Bistriței. De o parte și de alta a foișorului există două turnuri, care dau mănăstirii aspectul de castel medieval. Un al treilea și cel mai imposant este turnul Clopotniță, înalt de 33 de metri. În spatele aripii de nord au fost clădite alte încăperi pentru întreținerea animalelor și pentru celelalte nevoi gospodărești necesare unei reședințe domnești. Până în anul 1877, în mănăstire se mai păstrau multe din splendorile palatului domnesc. Chiar și ceva mai târziu se mai puteau vizita unele camere conservate în amintirea lui Bibescu. În mijlocul clădirilor se înalță biserica zidită după grandioasele proporții ale bisericilor gotice din secolul XIX. În față, pe acoperiș, biserica are două turle pătrate și una mare centrală pe naos. Interior, aspectul este grandios, iar biserica are mărimea unei catedrale, spre deosebire de bisericile românești de obicei mici. Pictura bisericii este executată în ulei de Gheorghe Tătărescu în 1850, o pictură realistă monumentală cu registre largi. De o parte și de alta a ușii sunt chipurile ctitorilor, frații Craiovescu și domnitorul Gheorghe Bibescu. Catapeteasma este în stil gotic, realizată la Viena din lemn de tei aurit. Thank you.
Candelabrul cu ouă de struț este cel dăruit de Constantin Brâncoveanu, de asemenea lucrat la Viena. Chiar de la începuturile ei, o comoară de mare preț, moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul, pe care Barbu Craiovescu le-a cumpărat cu aur de la un demnitar turc. De atunci, moaștele Sfântului nu au mai putut fi luate de la Bistrița și stau și astăzi în stânga altarului. În vreme de prigoană, ele erau ascunse sus pe munte, în peștera care îi poartă numele. Moaștele Sfântului Grigorie se păstrează acum într-o raclă de argint realizată la Brașov, la comanda domnitorului Constantin Șerban Bazaram. Altarului există o icoană deosebită, executată în 1833 de Gheorghe Zugravul Călugărit sub numele de Gherontie, un mare artist al vremii. Icoana are 6 fețe, picturile sunt făcute pe niște lamele și în funcție de locul din care privești, poți vedea din față chipul Mântuitorului, din stânga Maica Domnului, iar în dreapta pe Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, pe spate sunt cei 3 sfinți ierarhi, Grigore, Vasile și Ioan. Este prima icoană realizată în acest fel în țară. O alta mai există la Cernica. După 1878, lipsită de călugări, mănăstirea a adăpostit alte instituții sociale, școli, orfelinate, ateliere meșteșugărești. În august 1940, aici a avut domiciliu forțat generalul Ion Antonescu și a stat în clădirea dispensarului pe care maicile au zidit-o cu scopul de a acorda asistență sanitară gratuită sătenilor. Abia din 1984, mănăstirea a revenit în posesia episcopului Râmnicului și s-au început lucrările de restaurare. Astăzi, în fosta reședință domnească de vară, au fost amenajate camere de oaspeți, săli pentru conferințe și seminarii, pentru luat masa, toate fiind puse în slujba turismului cultural și religios. Mănăstirea Bistrița stăpânea 10 de moșii, păduri, mori, sate și terenuri pentru cosit. În anul 1938, pe lângă cele 10 hectare câte are vatra mănăstirii, mai avea încă 400 de hectare. Această extindere este întărită și mai mult de egumenii mănăstirii, care au construit de-a lungul timpului o serie de biserici în împrejurim, pentru călugări sau pentru săteni, cum este Schitul Păpușa, cocoțat în brațele muntelui pe platoul numit Eleon. Biserica
Biserica în formă de trifoi a fost zidită în 1712, în epoca brâncovenească, de călugării bistrițeni și are hramul Sfântului Grigorie de Capolitur. Biserica se compune dintr-un naos cu turlă și un pridvor cu stâlpi închis pe latura de miază noapte. Aici se retrăgeau la meditație călugării cărturari ai Bistriței. Actualmente, schitul Păpușa, cel care în 1835 a adăpostit școala slavonă de la Bistrița, este doar biserică de sat. Amatorii de drumeții și peisaje frumoase pot face o excursie pe malul Bistriței. Chiar prin spatele mănăstirii, un drum forestier trece pe lângă apa Bistriței și duce către spectaculoasele chei, care sunt cele mai înguste din țara noastră. La intrarea în cheile Bistriței se mai poate vedea un fragment dintr-un pot metalic din vremea lui Bibescu Vodă, dărâmat odată cu construirea drumului forestier. Iar pe peretele stâncii putem admira două cruci dăltuite în secolul al XIX-lea. Prima dintre ele, și cea mai mare, este o cruce monumentală și poartă inscripțiile sacre și numele sfinților evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan. Cea de-a doua redă înălțarea Sfintei Cruci. Regina Maria, impresionată de frumusețea acestor locuri, petrecea ore în șir privind apele Bistriței. Atunci, acest loc era frumos amenajat de domnitorul Gheorghe Bibescu, cu poduri artistice arcuite peste apă. Buciumatele ape ale Bistriței au ferestruit aici muntele, dând naștere celor mai înguste chei din țara noastră. Având între 8 și 10 metri lățime și o lungime de 600 de metri, cheile Bistriței impresionează prin frumusețea stâncilor abrupte și pădurile seculare. Thank you.
creasta calcaroasă a munților Căpățânii, la înălțimea de 80 de metri deasupra văii, există peștera Liliecilor, refugiu vremelnic al moaștelor Sfântului Grigorie de Capolitul, vegheat de două mici bisericuțe din piatră. Emoționat de frumusețea acestor locuri, Alexandru Vlahuță scria în România pitorească: chiar din spatele mănăstirii intri în cheile Bistriței, în lumea prăpăstilor și a vâltorilor. Tot muntele e despicat de sus până jos. Și pe fundul acestei tăieturi, între înalții pereți de piatră, s-a zvârle Bistrița Vijelioasă. De-a lungul râului, un drum forestier traversează munții Căpățânii, pătrunzând în țara Loviștei, la Mălaia, prima localitate de pe versantul opus al muntelui. Zona este deosebit de frumoasă și spectaculoasă și face parte din Parcul Național Buila Vânturarița. Este chiar un traseu ușor de munte, ce trece prin chei și înconjoară muntele Arnota, de-a lungul căruia se pot vizita schituri, mănăstiri și peșteri. Se pot admira chei și peisaje deosebit de pitorești. Poposind pe aceste locuri monumentale, turistul admiră lucrările celor trei creatori, Dumnezeu, natura și omul, unde fiecare și-a adus din plin contribuția. Pe muntele Arnota se află mănăstirea cu același nume, ctitorită de Matei Basarab, un lăcaș pe care nu trebuie să-l ratați dacă ajungeți aici. Drum spre Horezul, la circa 6 km de Bistrița, ne oprim la Costești, unde în spatele unei curbe, de pe partea stângă a drumului național 67, stă ascuns într-o vale Muzeul Trovanților,
adăpostit de peretele carierei de nisip, ce a dat naștere celor mai năstrușnice forme. Povestea acestor pietre miraculoase, numite trovanți, care sunt de fapt formațiuni de nisip și gresie sedimentate de-a lungul timpului, începe cu multe milioane de ani în urmă, când în acest loc era fundul Mării Tetis. Dacă sunteți atenți și rămâneți alături de noi, o să vă spun toată istoria trovanților. Muzeul pare un imens cuib cu ouă de piatră, o tabără de sculptură a naturii. Aici este un muzeu unic în lume, ale cărui piese au fost puse în valoare la inițiativa unui grup de speologi și geologi români și francezi. Natura a creat aici unele dintre cele mai surprinzătoare sculpturi în piatră, care se pare că l-ar fi inspirat, așa după cum susțin unii artiști, chiar și pe marele sculptor Constantin Brâncuș, care a copilărit în județul Gorj, nu departe de aceste locuri. Numele de trovanți vine de la verbul francez trouver, a găsi, și a fost dat acestor pietre chiar de grupul de cercetători francezi care le-au descoperit și studiat. Aceste pietre sunt gresii cu o textură mai dură decât cea stratului în care se dezvoltă, iar tendința lor de creștere, odată cu cimentarea straturilor din centru către margine, poate atinge câțiva centimetri la 1000 de ani. Concrețiunile grezoase cu forme de diferite mărimi au peste 6 milioane de ani vechime. Geologii spun că două au fost condițiile necesare formării trovanților: existența unor sedimente nisipoase cu pietriș și apa cu substanțe minerale. În timp, prin cristalizare, straturile se cimentează în jurul unui nucleu și continuă să crească. Acest proces are loc și astăzi în interiorul muntelui de nisip.
sunt o curiozitate și chiar un subiect de mister. Unii spun că bolovanii ciudați ar avea origini supranaturale și că sunt mărturii ale civilizațiilor extraterestre. Alții spun că aceste pietre cresc dacă plouă sau dacă le uzi. Unii chiar le numesc pietrele vii. Mulți localnici au luat aceste pietre și și-au decorat curțile. De aceea a apărut și ideea de a crea rezervația naturală Muzeul Trovanților, prin care aceste formațiuni să poată fi protejate. Dar acești trovanți nu sunt singurii din țară. Ei se mai găsesc tot în Vâlcea, pe Valea Gresarea, în județul Buzău, Cluj și Sibiu, dar și în multe alte țări din lume. Muzeul Trovanților de la Costești a fost înființat în 1996 de un colectiv de cercetători de la Facultatea de Geologie și Geofizică București. Din 2006 el a devenit rezervație naturală. Muzeul se află la 8 km de Horezu, iar vizitarea lui este liberă. Astea au fost o parte din minunile vâlcene. Sunt Gabriela Dima și în speranța că v-a făcut plăcere să ne urmăriți, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Dacă v-ați hotărât să rămâneți mai mult la Horezu pentru a vizita împrejurimile, noi vă recomandăm să alegeți Hotelul Alex, situat într-o zonă pitorească și liniștită la ieșirea spre Târgu Jiu. Hotelul de 3 stele vă pune la dispoziție parcare păzită gratuită, loc de relaxare și loc de joacă pentru copii.
Hotelul Alex vă oferă condiții excelente de a petrece vacanța, sărbătorile, concediul sau sfârșitul de săptămână, liniștiți și relaxați. Vă așteaptă confortul și ospitalitatea unui hotel de 3 stele, cu o capacitate de 50 de locuri de cazare, dotate modern, în camere cu 2 locuri și apartamente. Camerele au baie proprie și balcon cu o priveliște panoramică asupra întregii stațiuni Horezu. Încălzire centrală, internet, wireless, televizor, frigider și tot confortul necesar. Aici se pot organiza cursuri de olărit, iar faptul că în imediata apropiere există stadionul local îl recomandă ca fiind locația perfectă pentru cantonamente sportive, dar și pentru turismul de afaceri, turism școlar, concedii de odihnă pentru familie și partenerii de afaceri. Hotelul pune la dispoziția turiștilor sale de conferințe, sale de fitness, saună, sală de recreere cu biliard, tenis de masă, dar și servicii de fax, internet wireless și room service. Dacă veți alege să serviți masa aici, veți beneficia de un spațiu ce poate găzdui 70 de persoane în restaurant și 150 de persoane pe terasă. Pentru organizarea diverselor evenimente, spațiul restaurantului poate fi amenajat după cerințele clienților. Restaurantul are atât spațiu pentru fumători, cât și pentru nefumători, răspunzând tuturor cerințelor și standardelor de calitate actuale. În ceea ce privește preparatele pe care vi le pun la dispoziție bucătarii acestui restaurant, trebuie să știți că sunt preparate tradiționale și internaționale de calitate. Restaurantul Alex este un local deosebit în care muzica și buna dispoziție domnesc în voie. Ospitalitatea personalului, dar și amenajarea rustică a interiorului restaurantului și a terasei vă deconectează complet de la grijile cotidiene, răsfățându-vă plăcerile și gusturile. Dacă doriți să vă relaxați și să vă simțiți bine, alegeți hotelul Restaurant Alex. Un loc unde confortul, ospitalitatea și civilizația se îmbină armonios cu natura, oferindu-vă toate aturile unei vacanțe de excepție. Liniște, aer curat, verdeață și, nu în ultimul rând, ospitalitatea oamenilor din zonă.